Bună dimineața, prieteni, uitați pe Elina, merge la școală, a luat și ea blugi albi de la taică-su, s-a îmbrăcat în alb, o să vă arăt mai târziu, și ghinion, plouă. Și sunt așa stresată că o să păteze hainele și blugi și adidașe și tot. Nu mai... Revenim mai târziu cu vine Albina de la școală. A venit fetița de la școală. Fetița? Ia uitați-o și pe Roni. Cu o freză de zici că e... Nu mai spun. Ce faci? Albina, cum a fost la școală? Vorbește și cu mine, te rog. A fost bine. Greșeluțe? Da. Mici? Mari? Da. Amândouă. A, spune. Unde? Păi, nu, nu scris calculele. Am scris pe pagină și doamna s-a supărat. Că nu ai scris pe pagină? Cum pe pagină? S-a scris calculele unele sub altele și am scris doar ele așa. Și că n-am știut că ne-a dat calcul și cu minus și cu plus și cu împărțire și cu înmulțire. Și? Și nu mai pot că am lipsit două săptămâni și nu e normal că nu le mai știu. Și dacă lucrai acasă? Da, am fost la București și am fost la Cita. Am înțeles. Ce n-am avut ghiotan la mine? Zici tu ce mic a rămas asta. Ia uitați, prieteni, ce e aici. De ce am dat bani? Mami, uite, uite, le pun aici, sus. Și-mi luat doar asta neagră. Nu mai suport ce am pe față. Am trebuie și mie. Ce, cu asta poți să-i spăl și tu. Păi pentru coșuri ca să nu mai am? Ia uite, curăță cu blândețe fața corpului oferind confort, ajută. Mami, stai, păi ca să nu mai am coșuri. Păi da. O să aibă grijă de tenul tău. Da, nu, să nu mai am coșuri, eu vreau. Dacă te speli și te îngrijești, nu o să ajungi ca mami. Dar și mami se spală, se îngrijește, dar degeaba. Păi tu acum, când ai văzut că ai... Așa, mi-a spus farmacista că mi s-a întâmplat asta pentru că eu am tot mers la cosmetică și am stors coșurile și nu trebuia. Asta mi e și pentru corp, o să mă dau și cu pe corp. Da, farmacista mi-a spus că ea se spală și pe păr. Și pe păr? Da. Păi ce face părul? Îl nu crește? Știu. Nu știu. Mami, să-mi dai măștile tale ca să mi le pun în cap. Trebuie să ți le fac eu, că le am, păi da, am faci. Uleiurile cumpărate, dar nu le am... Stai și tu pe loc, că mă amețiși. Dar nu le-am făcut. De-aia dai din picioare. Da, păi le faci. Păi hai, fugi la baie. Da? Da, hai, pa. Fugi și schimbă-te, fugi. Vai, ce dă-te, văzuși? Ce faci? Fără muzică. La bunica mea nu te-ai dus, n-ai vrut să mergem. Hai, da, fugi și schimbă-te. Păi nu, îmi lasă ăștia, îmi iau tricou. Păr așa frumos. Nu mai lăsa ăștia, că n-are rost aici pe stradă. Trebuie să mă înțelegi odată. Dar sunt frumoși. Sunt. Sunt frumoși, dar nu pentru azi. Și mai ales pe stradă la noi. Ia uitați țiganul. Ce faci, mă, țigane? Lăiete, tu nu mai par țigan ca noi. Lăieți adevărat. Geacă de piele. Pe un cântăreț să mă, dar uite. Geacă. Pele, ceas, la mână, ochelari. Îți mai trebuie vioara, frate. Zici că ești Bercea care l-a ducea tata la Târgu Jiu tot timpul. 3-4-5.000 de euro ai la buzunar. Mamă, fumează pe vlogul meu. Fumează pe vlogul meu, omul ăsta. Are 20. Eu am euro, dă-mi și mie câțiva lei. Ia, ia vere. Ia. Ai cumpărat cartea aia. De unde ești tu cartea să citești? N-ai treaba aia. Alin, alu Râciu, ți-a dat talpă, vere. Talpă. De ce e lepoma? Să nu vadă lumea cine te finanțează? Da, cred că nu pun eu vlogul. Ia uitați-o, prieten, că s-a schimbat. Nu mai este român, că este țigan, că gypsy. Vino aici. Ai spălat blugii? Blugii, mi s-a mândărit cu cola. Știu, ne invită cu apă rece și după aia acasă. Și cu deo. Tu ai mâncat și nu ai luat farfurile. Nu, eu mai uitat așa de. Ia, dă-te în partea aia să te vedem. Și știi ce? Am băgat tot de euro.
Și nu mai avem de rău. Și mai am venit și lucru și nu știu nicăieri. Hai, mănânci și tu ceva. Nu, mănânci la farme. Iată ce face imaginea mea. Prieteni, să vă spun ce am pățit. De la soare, de la vreme, uitați. Mi s-a pătat moaca. Nu mai, că e prea soare și nu mă pot să mai stau în soare, că uite ce mi s-a făcut pe față, vezi? Nu mai e soare. Ia, uite-te. Nu mai e soare. Ia, te uiți? Nu. Bine, te uiți. Hai. Unde? Atunci mă gândeam. Ce să-ți dau? Și unde să mergi? Nu așa. Asta de la mea, adică. Ia, vrei? Nu. Vorbește și tu aici cu prietenii. Nu mai ești și mami, că umblă ăștia cu excavatoarele. Păi nu ești tu, dar ești tu. Păi tu să nu mai ieși. Mă duc la magazin. Centrala e asta? Da. De ce tot se stinge asta? Te-am zis. Prieteni, nu trebuia să-mi spuneți că nu seamănă cu mine, că știu că nu seamănă. Aseară am spus așa, la mișto. Că eu nu prea mănânc în pat. Altcineva. E cap și picioare. Identică. Așa e? Așa e? Prieteni? Cât ești tu până pe tămâia asta? Acoperă. Ridică fusta mai sus. Nu stai mare. Da, și unde ți mi-ai luat tu și mi-ai luat lui? Ce? El? Da. Păi e bun ăsta. Păi nu e mai lung, așa e modelul scurt. Păi și ce fac? Uite, mi se ridică. Las că e bluză peste. Nevoie să vadă buricul. Le-am luat țigani. Că o să vorbească țiganii de tine. O să spună fel și fel. Dar mie nu-mi pasă și dacă m-am izdă voie, atunci să știi că ai acordul meu. Da, nu-mi dai voie. Ba da, ți-am dat voie. Mă amintit ce-am văzut. Mi-am dat aminte, adică nu eu, ne-a arătat Andreea, unicul coleg, când era atunci afară și îl ținea pe aia în brațe, de Paște și de toate cele și vândea unica mânta. Și nu multe chestii. Dă să mai pun ceva la ureche. Cine a zis? Bunica Mândra. A, știu că mama punea copilul pe el, peste el, când el stătea în pat. Păi nu, dădea în brațe să-l ține și el, să-l știe că ea ea, știi, cum zicea Iohani, știi? Da. Și îl dădea și în bucătărie și, nu știu, plângea cu mama, încă. Nu știu, am simțit așa, nu știu. Tot spre numele tale ne aduce o minte și la amintire și la amintirile de acum. Da. Lasă afară, Dumnezeu să ordinează că mă duc pe afară, îmi dai zicele? Nu. Te rog. Nu. Te rog. Și ce să faci cu banii? Mă duc să-mi iau dulciuri. Ai un sandwich dulce sus. Un sandwich dulce, adică la burger din ăla de la Milka. Hai să mă duc să-mi iau cola din ăla Milka. Nu, nu mai bei cola. Era atât un cola. Era atât un cola, i-am luat și să vadă sticluța, a gustat, gata, ajunge, nu te învăța. Că nu e bine, te grași, o să te faci bătrână și urâtă de la cola. O să ai coșuri ca mine. Asta că nu. Deci. Dar de ce m-am băzit pe mine mereu? Ca să-ți dau bani, nu? Da, și mie îmi pare. Păi am. Am un leu în mașină, du-te. Nu vreau un leu, vreau un milion. Am un milion. Și îl dau la lăutăria sa mea. Nu mai mișca telefonul. Stai să văd dacă am un milion. Pe aici, pe case am un milion.
Să-l ascund. Păi nu, stai, că ăsta verde e al tău. Ăsta albastru e. Uite cum tragi telefonul. Ăsta albastru e al meu și ăsta e al tău. Verde. Stai cu minte. Nu, vreau să te duci să te speli și tu pe față cu gelurile care le-am cumpărat. Ah, păi acum. Este și pentru copii și pentru adulți. Pentru adulți. Și pentru mine și pentru tine. Când ți-am dat eu, n-ai vrut. M-ai refuzat. Și atât. Doar te speli cu ăla pe față și soluții mă dau eu. Am fond de ten. N-ai fond de ten. De ce zici că da, ai? Mai ți-ai acoperit ăsta de aici? Da, și mi-am acoperit și ăsta. Dacă mai pui, o să te umpli de coșuri. Stai liniștit, dacă nu. Nu știu de ce tot mi se stinge telefonul singur. Fără să-i fac nimic. Ce zici, mami? O să fac să mănânci. De ce? Îți dau cartofi. Îți spun varză cu carne. Prăjită. Și atunci ce? Nimic. Mănânci doar roșii? Prieteni, vă pupăm și vă dorim o zi plăcută și minunată. Ne gândim ce facem mai târziu. Facem ceva dulce. Am zis că facem vreo spate de ulei verde. Nu mai vorbi cu gura plină. Nu facem 24 de ore în verde, pentru că deja au trecut ziua. Nu, nu mușca. Vă pupăm, prieteni. Pa. Doamnele care știu ceva, vreun remediu, vreo cremă, să scap și eu de petele astea care mă pigmentez de la soare, să-mi scrie și mie în comentariu. Vă pupăm!